Așa, încă o dată, bună ziua! Vă întrebați un puțin mai devreme ce țări sunt prezente aici în, în sală. Și auzeam uh, Grecia, Germania, Italia, Canada, Franța, Olanda. Dar acum să întreb invers. Ce raioane sunt aici în sat? Aici în sat, uitați, în satul ăsta improvizat. Sângerei, anii noi, Orhei, Calaraș, Glodeni, Nisporeni. Ce mișlia? unghieni, basarabească. Și apoi, următoarea întrebare. Atâția kilometri ați făcut plecând de aici, în Canada, acolo de unde veniți și le spuneți? V-ați pornit acolo de unde ați pus raioanele, dar le-ați vizitat pe cele care sunt aici pe loc prezente? Iată-i despre asta. Urmează o sesiune în care vrem să măsurăm omul după kilometri, după emoții după drumul parcurs, nu doar în kilometri, cum spuneam, dar după emoțiile de viață și pe care le-a dus înapoi sau le-a dus, fiindcă fiecare om plecat din Moldova este un transportator a culturii de aici în țară și fiecare om revenit în țară sau de fiecare dată când se cu cei de acasă, transportați ceea ce vedeți acolo pe sehotare. Eu sper, știți momentul ăsta, Doamne ferește, înseamnă că nu-l aduc acasă, dar mai dă Doamne și la noi, sunt anume proiectele, sunt gândurile, ideile bune care merită să le aducem acasă, să le implementăm aici. Mie îmi spune Mariana Țurcan, sunt consiliera doamnei prim-ministru, educație, tenere, domeniu social și diaspora. Am cunoscut o mulțime de oameni din diaspora, din păcate să zic, nu prin munca care o face BRD și echipa Nadejdei, am cunoscut diaspora prin ajutoarele pe care le-am discutat pentru acei refugiați, începând cu luna februarie. Am discutat cu diaspora atunci când am organizat edițiile de dor. Primele două și aici sunt câțiva tineri și părinții celor copii. Am discutat cu cei din diaspora atunci când am implementat o campanie, fiind anterior într-o organizație neguvernamentală, campanie care urma să promoveze cultura Republicii Moldova, nu numai pe sihotare, dar aici, să prinzi cât mai mult dragul de casă. Eu l-am părinți de la părinții mei. Eu sunt satul Gura Galbenei, raionul Cimișlia, eu am prins dragul de la părinții mei. Nu o să mă credeți, nu că e Miorița, nu că nu, a, a, nu sunt pentru lecțiile de limbă română sau literatură, dar părinții, atunci când tata să știți să-ți pune să mai prășești, să mai face lucruri alături de ei spui că nu vreau și ei spun, nu există, nu pot, dar nu vreau, adică hai împreună. Dar în sensul în care alături de ei, am prins dragostea de glie, am prins istoriile pe care le povesteau ei și ei cu atât ardoare îmi povesteau din sărăcia lor, din anii 50-60, îmi povesteau unde au prins dragul de bunici, de părinți. Am umblat peste hotare, am fost o mică diasporă și eu, am revenit în 2011 în țară, am văzut peste 50 de țări și întrebarea mea a fost, dar eu ce povestesc la ei mei, dar eu ce voi povesti la nepoțeii mei? Dacă tata cu mama, din sărăcie care era din anii 50-60, oricum o povesteau cu drag, noi ce povestim la ei noștri? Numai niorlăitul, pardon de expresie, sau povestim unde ne mândrim? Și o să fiți de acord cu mine că atunci când vorbim despre diasporă, vorbim acel, ace, de, de acele emoții calde despre Moldova. Este și uh, durerea, eu înțeleg, dar este și bucuria, curajul. Și în sesiunea care urmează, fiindcă ne va ghida în această sesiune Caterina, vom descoperi că fiecare om este purtător de istorii. Și istoriile frumoase vin nu doar din copilărie, dar vin din fiecare acțiune a fiecare zile. Eu cred în oameni care vin, eu cred în oameni care pleacă, dar eu cred și mai mult în oameni care își pun ideile în acțiune și Nadejda astăzi va vorbi despre multele proiecte pe care le fac cei din diaspora comunicare, care noi o întreținem și o dorim. Și în sesiunea asta vreau să absorbiți și să vă inspirați de la cei care au curaj să pună pe mâna pe microfon, să pară și vulnerabili, dar și să împartă cu voi acele bucurii de care numai ei știu prin ce greutăți probabil au ajuns la acele bucurii. Fiecare au istorii și sper că atunci când vorbim despre diaspora să devină o tradiție, dar azi cel puțin nu la gura sobi, ca să nu fie prea cald. dar pe o prispă înscenată. Acolo unde, după ce ai cosit toată ziua să ai făcut munca, te așezi, nu la o limonadă, cu moldovenii nu se așeza la o limonadă, moldovenii aveau limonada lor. Te așezi pe prispă și povestești. Este despre asta în următoare sesiune. Eu vă mulțumesc și mă invit aici pe Caterina. Mulțumesc tare mult! Mariana Meg-Zurcan, consiliera doamnei prim-ministru pe domeniile educație, tineret, social și diaspora. Mariana, m-am bucurat să mai rostesc o dată această titulatură. Mariana a depus atâta suflet alături de echipa de la BRD să se întâmple aceste două zile și să ne bucurăm unii de ceilalți. Eu am o melodie de suflet care îmi place tare. Mulțumesc, Cornel! Și pentru că e atât de cald afară, pe prispă, eu am zis să intrăm în casa mare, acolo unde miroase a busuioc. Și unde vă voi invita, rând pe rând, să te povești și să vorbim despre viață. Cred că am să încep undeva de aici, ca să urcăm împreună în casa mare. O lume întreagă vorbește despre oamenii Moldovei despre cum se cădenia lor, ambiția sănătoasă, onoare, mintea ascuțită și cred că aș putea continua această înșeruire de calități. Mulți dintre dumneavoastră, cei plecați, și-au propus să-și dubleze șansele, să-și spună că pot mai mult. Pentru asta au răsturnat munți, au îmblânzit dorul sfârșitor de casă și și au realizat visele în ciuda tuturor încercărilor. Astăzi vorbim despre curaj și despre bucuria împlinirilor. Despre cum îți poți juca cartea ta, acolo unde te afli și cu ce ce ai, cu ce ce ți-a oferit viața până acum. Vom descoperi împreună oamenii valoroși ai Moldovei și oamenii care vor urca aici alături de mine, aduc cu ei câte o poveste și pe pilde demne de urmat care le vor împărtăși cu domniile voastre în următoarele trei ore pe care le vom petrece împreună. Așadar, să începem să-i redescoperim. Prima invitată se numește Natalia Bejan, director executiv al Startup Foundation Moldova, a deținut roluri de conducere în startup-uri din China și Cehia, are o vârstă, o vastă experiență în management și consultanță cu proiecte livrate în 15 țări, pentru instituții financiare din Europa și Asia. Mi-a dat emoție descrierea background-ului background dumneavoastră, pentru că este impresionant și nu știu cum poți să arăți atât de bine și să ai un CV atât de solid. Natalia, bine ați venit în casa mea de astăzi. Vă rog să luați loc. Eu cred că noi putem să o încurajăm cu aplauze pe Natalia. Eu mai simt ca la surprize, surprize aici. Uh, bună ziua, Natalia! Bună ziua! Imediat se apropie colegii mei cu un microfon uh, la care ne putem auzi până atunci mai tragem aer. Bună ziua! Bună ziua! Super. Mersi frumos! În sfârșit! Bine ați venit! Bine v-am găsit! De fapt, suntem acasă! Suntem acasă și dacă toți suntem în casa mare și pornim de la origini și rădăcini, să ne amintim de începutul parcursului dumneavoastră, de unde ați pornit și unde ați ajuns astăzi. Vă las pe dumneavoastră să, să ne duceți uh, uh, de-a lungul anilor pe care i-ați trăit uh, în afara țării. Sunt 11 la număr. Da, am fost plecată pentru 11 ani. Uh, eu sunt, de fapt, din uh, uh, orașul Dondușeni. M-am am născut acolo, am crescut acolo, acolo am făcut liceu, după care am venit la Chișneu. Scopul meu foarte mare era să învăț la SEM, am intrat la SEM, am absolvit SEM-ul și după ce mi-am luat diploma, am aplicat la mai multe oportunități de studii peste hotare. Și așa am fost selectată printre 10 dintre studenții din 2010 care au obținut o bursă de a face studiile în Republica Cehă, la Praga. Așa am ajuns la Praga, așa a fost cumva să fie atunci. Nu era numai decât un vis mare de a pleca din Republica Moldova, de fapt eu atunci dădeam un interviu la Europa Liberă, fiind în Praga pentru Europa Liberă de la Chișinău, deci student în anul 1 la master acolo. Uh, și eu le ziceam, chiar este și scris undeva, că visul meu este de fapt să revin în Moldova și sunt gata să revin pentru un salariu de 4.000 de lei, pentru că eu când plecasem lucram la un... Uh, aveam un job part-time fiind și student aici la Chișinău, unde aveam un salariu de 900 de lei. Deci respectiv 4.000 de lei pentru mine îmi se extraordinar, cu siguranță revin în Moldova. Nu a fost chiar așa să fie și nu mă jelui pe chestia asta, deci am revenit nu la un salariu de 4000 de lei și nu imediat după studii. Uh, am continuat studiile acolo, uh, am finisat masterul, după care eu iarăși cumva cu cu încrederea în mine poate nu suficient de mare, am plecat la careva joburi acolo pe vară pentru că să am o careva sursă de venit. Aplicam la poziții de genul asistent de librar sau asistent undeva. Deci, relativ, mă consideram insuficient de um, pregătită, dar mai ales din punct de vedere de limbă, pentru că nu vorbeam limba cehă, iar studiile le făceam în limba engleză. Dar așa cumva am fost să fie un noroc pentru că am aplicat și la o companie de consultanță și aplicasem pentru că poziția avea în denumire cuvântul junior și m-am gândit dacă e junior, am șanse. Uh, și așa a fost FIC, de fapt a fost jobul care mi-a schimbat și el cumva viața, pentru că anume datorită lui am călătorit în cele 15 țări despre care menționați mai devreme și am lucrat pentru cele mai mari bănci pe care, mă rog, le cunoaștem, nu știu, Raiffeisen, Sberbank în Rusia, uh, ING, Unicredit. Uh, și nu știu, mi-am dat seama că pur și simplu dacă lucrezi foarte mult și dacă o faci cu empatie, dacă o faci cu deschidere. Uh, contează mai puțin poate chiar și de unde vii, adică nu contează limba care este numai decât limba ta maternă, pentru că oamenii care se uită la tine și încearcă să vadă cât de profesioniști e, cât de, e, cât mult valoare adăugată poți să aduci, nu te va categoriza dacă ești dintr-o țară bogată, dintr-o țară săracă sau, nu știu, alte aspecte. Este de fapt despre cine ești tu și cât de mult lucrezi. Pentru că exact așa, nu știu, am ajuns și noi deja în, cu echipa în situațiile în care puteam să decidem să ne luăm rămas bun de la cineva din colegi care erau, din, de exemplu, din Germania, noi fete care eram din Moldova, de exemplu, da? deci respectiv iarăși, atunci probabil am început să înțeleg că trebuie să am mai mult încredere în mine, că de fapt pot să aduc o valoare adăugată și să fiu super recunoscătoare pentru tot parcursul pe care l-am avut și studiile pe care le-am avut și exact așa cum foarte bine cunoaștem cum toți ne jeluim că, nu știu, calitatea studiilor, că la universitate nu s-a predat suficient, Hai să învățăm, hai să încercăm să facem ce putem, ce putem noi, să folosim toate resursele care ne sunt puse la dispoziție, pentru că în momentul în care noi suntem pe o arenă internațională, în competiție cu alte persoane, noi de fapt avem aceleași șanse de succes dacă am depus efort, dacă am vrut. Facem mare mit acum, pentru că foarte des în rândul tinerilor din Republica Moldova, mai cu seamă, Aud un gând și anume, în țara asta, dacă nu ai cumetri, nu poți reuși. Și cum să ajung eu să lucrez în ministerul cu sau într-o ambasadă dacă nu ai pile, dacă nu am cui să dau un telefon. Și iată, acum auzim o, o poveste reală. Nu vorbim despre Republica Moldova, vorbim despre Occident, acolo unde competiția este mult. Mai acerbă, și dumneavoastră ați reușit. Vreau să vă întreb despre cine a fost omul care a crezut în dumneavoastră, pe care l-ați sunat atunci când v-a fost greu și v-a zis să nu abdicați de la drumul pe care l-ați ales. Eu, probabil, aici o să fiu un pic, nu știu, mai puțin clasică. Și o să aleg să zic în cazul ăsta că eram tot eu, pentru că eu sunt genul de persoană care mai puțin o să mă jelui pe momentele în care sunt mai dificile. În exterior, viața de exemplu de consultant pe care o aveam atunci, era hotel de 5 stele, erau taxiuri achitate de către companii, era lucru la direct cu membrii de bord, membrii de consiliu în cele mai mari bănci din Europa, deci ce poți să-ți mai dorești? când în realitate erau lucruri de genul tu ești departe de casă, tu nu ai prieteni alături de tine, ok, tu mergi pentru prima dată, hai să zicem, nu știu, în Milan, tu nu cunoști absolut pe nimeni, tu mergi la cină, la dejun, la oricare masă, tu ești sau cu colegii tăi sau ești singur. Deci, respectiv, sunt foarte multe momente pe care trebuie să le pui pe balanță și exact așa este, cu, în general, cu plecarea diasporei, cu plecarea moldovenilor peste hotare. Pentru că există foarte multe persoane în Moldova care spun că, ei, trebuie de plecat, că e grea viața, că nu știu acolo. De parcă s-ar gândi că peste hotare totul este super ușor, că te așteaptă exact aceiași cu care sunt aici, te așteaptă acolo și o să fie totul, nu știu, ca pe un. Și se rezolvă cu un telefon nu se rezolvă prin telefon. Deși și la capitolul ăsta mi-a mi plăcut foarte mult o chestie pe care am auzit-o ani în urmă aici la noi în Moldova, că la noi există conceptul de cumătriz, peste hotare există conceptul de networking. Și networking de fapt înseamnă același cumătriz, numai că nu înseamnă că e legătură de rudenie, înseamnă că este persoană pe care o cunoști, dar care poate să confirme calificarea ta. Și, de fapt, din punctul ăsta de vedere, peste hotare, networking-ul este super important. Pentru că atunci când mergi, de exemplu, la job, ai nevoie de recomandare din partea cuiva. Cum face exact același lucru? Pentru că este o recomandare din partea cuiva. Aici deja vine întrebarea despre este o recomandare onestă, obiectivă, pentru că ai calitățile, sau este o recomandare pentru că, pur și simplu, este o persoană lenoasă, care singură nu se poate descurca și hai să-i asigurăm un post la un salariu cât de cât ok. Și acum mă întreb, Natalia, o întrebare ferească, cred că o are toată lumea aici în sală. Hotele de cinci stele, taxiuri achitante de companie pentru care lucrați, 11 ani petrecute cu drumuri bune, fără gropi și multe angoase pe care le avem în Republica Moldova, dar care se vor, uh, sunt convinsă, se vor rezolva și astea. Ați revenit acasă. De ce? Eu nu am avut un moment în care am decis să revin acasă. După ce am avut șase ani de călătorie în consultanță, eu am mai locuit doi ani și jumătate în China, după care m-am întors în Praga, am mai locuit acolo pentru un an de zile. Atunci s-a început pandemia și pentru mine, pentru prima dată în viață, a fost perioada în care eu nu am putut să revin acasă, pentru o perioadă mai mult decât, de fapt, era un an de zile în care n-am fost. Pentru că eu întotdeauna, indiferent de cât de ocupată nu era agenda, eram la Chișinău cel puțin o dată la 2, 3, 4 luni. Deci pentru mine, cumva, a veni acasă era o chestie relativ, nu știu, normală, obișnuită. Respectiv, pandemia și faptul că eu n-am fost acasă timp de un an de zile, era un fel de, Situa situația absolut neordinară. Am revenit peste un an cu un bagaj de cală, deci nici măcar nu avem un bagaj mare. Eu planificam să stau acasă două săptămâni. Deci eu relativ, efectiv nu aveam la mine nici măcar suficiente lucruri. Venisem înainte de anul nou, asta era 2020, sfârșitul anului, și pur și simplu, pur și simplu așa s-a întâmplat, că am început să-mi primesc o invitație la un eveniment, un curs care avea loc peste încă vreo două săptămâni și mi-era interesant să merg și acolo. O altă formare interesantă la început de februarie și mă gândeam că, ei, E pandemie și la Praga, nu are sens să mă întorc acolo, pentru că oricum acolo este totul închis. Tot în casă stai. Exact, tot în casă stau. La like Chișinău era un pic mai relaxat. La like Chișinău deja puteai să ieși din casă. Deci era un plus. Uh, și așa eu m-am trezit în luna aprilie, deci am venit în decembrie cu bagajul ăsta mic, era luna aprilie și eu îmi dau seama că prietenii mă întreabă, tu când pleci? Adică când te petrecem? Și eu nu aveam efectiv dorință de a-mi cumpăra bilet înapoi. Și atunci deja am stat cumva la sfat singură cu mine, am plecat în Praga pentru ca să înțeleg iar ce faci tu. Stai aici sau revii acasă? Și atunci am revenit acasă, deci am luat decizia să îmi transfer toate lucrurile, să... Deci ați ales cu inima, să înțeleg. Cu inima, cu intuiția, cu... Nu știu, dar a fost o decizie super mega ușoară. Și cred că atâta timp cât iai deciziile ușor, poți să crezi că ele de fapt sunt deciziile corecte pe care le iai. Pentru că nu am stat la dubiu nici până, nici după. Eu stau și discut despre asta doar atunci când mi se pune întrebarea Dar tu de ce ai revenit?" idee nu am, nu știu, pur și simplu mă simt bine acasă acum. Și să nu fiu înțeleasă incorrect. Eu când reveneam acasă pe parcursul celor 11 ani, eu la fel ca foarte mulți moldoveni din diaspora, avem momentele astea de am stat acasă o săptămână, o săptămână jumate, of, mă sufoc, am nevoie să plec, la voi în Moldova, drumurile sunt rele, mâncarea nu e cea care trebuie, nu știu acolo, m-am săturat, părinții pun prea multe întrebări și așa mai departe. Și iată, nu știu ce s-a întâmplat pe parcursul pandemiei, bun, au fost și multe cursuri de perfecționare și inclusiv chiar și terapii cu psiholog pe care le-am făcut, absolut personale, adică pentru a, nu știu, pentru a mă înțelege mai bine pe mine. Și atunci când am revenit acasă, la sfârșitul 2020, atitudinea mea a fost pur și simplu alta. Și foarte mult mă bucur că până acum e rămâne constant la același nivel. Eu v-aș asculta încă multe minute în șir. Aș vrea să ne povestiți un pic despre ce, ce faceți acum, despre experiența pe care ați adus-o acasă și cum pot tinerii folosi uh, aceste șanse despre care ne veți vorbi uh, acum. Eu când am revenit acasă, eu nu știam exact pentru ce revin. Eu nu aveam un job, nu aveam nici măcar o strategie care sunt activitățile pe care o să le fac și metodele cum îmi voi genera venit. Eu știam că sunt ok pentru o perioadă de timp să nu-mi fac griji la capitolul ăsta dar nu aveam nimic scris cumva exact care este jobul, care este poziția, care este salariul. Fundația Startup Moldova eu știam de ea, dar nici prin cap nu mi-a trecut că aș putea să aplic la poziția de director executiv, dar așa s-au aranjat stelele, Cumva, când am aflat despre nu știu, disponibilitatea, faptul că era o poziție deschisă, am aplicat în echipă. Peste ceva timp, de fapt, m-am trezit să fiu eu singură și să iau organizația nu de la zero, pentru că s-a făcut un o lucru enorm pentru a construi uh, organizația respectivă. De fapt, este fondată de asociațiilor companiilor IT din Moldova. Dar era nevoie de o viziune nouă, fresh, cum putem noi să ajutăm sectorul startup-urilor, companiilor inovative, tehnologice din Moldova, în primul rând să apară pentru că ele nu sunt suficient de multe, iar cele care sunt, cum să le ajutăm să iasă pe plan internațional. Pentru că ce înseamnă un startup? Un startup este companie care vrea să devină un unicorn, unicorn. A deveni unicorn înseamnă a fi o companie tehnologică care este evaluată la peste un miliard de dolari la nivel internațional. De fapt, în Moldova puțin probabil poți fi o companie tehnologică evaluată la așa valoare. În Moldova, noi, până când nu avem niciun startup care a ajuns la nivelul ăsta, în Estonia sunt șase, dacă nu greșesc, în România, Ucraina sunt câteva dintre ele. Deci, pentru noi, scopul a fost, OK, cum putem noi să motivăm tinerii, dar nu numai tinerii, persoanele cu experiență care vor să facă o automatizare, un proces tehnologic, un Instagram, un Facebook nou, deci o platformă nouă pe care să o folosească toată lumea din tot universul din tot, de pe tot globul și să fie creat aici la noi din Moldova. Pentru asta noi avem oameni care sunt aici acasă, dar avem nevoie și de experiență, și de deschidere de orizonturi a persoanelor care sunt peste hotare. În acest proces, noi am început să facem cunoștință și cu persoane de peste hotare din diaspora. Este de fapt chiar și acum, dacă aș putea să fac un apel pentru ca ei să să vină rog. la noi, și aici anume am în vedere de persoanele care sunt din Republica Moldova și care chiar au experiență, care ar fi dispuși să ofere printr-un mentorat, odată la, nu știu, o lună, odată la două săptămâni, să discute cu un startup și să-i ajute cu conexiuni, cu conexiuni către investitori, cum să aducem investiții în Republica Moldova, cum să facem parteneriate interesante. Deci este foarte mult de lucru la capitolul ăsta, dar eu cred că pe cât de mult de lucru iese, pe atât de multe sunt oportunitățile. Natalia, eu vă mulțumesc tare mult. Experiența dumneavoastră este o dovadă în plus că se poate, cu multă muncă, abnegație și poate mai puțin somn, se pot realiza lucruri atât cât peste hotare, cât și în țara noastră. Mă bucur e enorm că v-am cunoscut. Mulțumesc că ați venit în casa mea și că ați debutat și ați deschis această sesiune. Mulțumesc, Mulțumesc tare pentru mult pentru invitație. Mulțumesc. Și Mulțumesc. tare sper să ne mai revedem. noi avem lumnări pe masă, dar cred că băieții noștri nu, nu fumează, dar noi ne auzim live. dacă ați putea cineva să aprindeți lumnările, ca să... S să fie și mai cald. Vadim a ridicat uh, mâna. A, nu ai. Um, Eu, uh, dacă îmi permiteți, merg mai departe cu prezentările. Și uh, urmă toarea invitată, tocmai am văzut-o că a ieșit... <glu> De asta am să o invit cu mare drag alături de mine. M-am pierdut în scenariu. Scuzați-mă, vă rog. M-am pierdut în scenariu. Ambrozie, pentru că te-am văzut în sală. ia te rog să vii până îmi găsesc eu foile. Vino, te rog, în Casa Mare. Nu știu dacă ai apucat la Bunei să, să vezi ce înseamnă o casă mare, dar uite că astăzi ai această ocazie. Tu te-ai apucat deodată să vorbești? Lasă-mă să te prezint. Mi-ai dat Ia o șase. întrebare, dacă am văzut ce înseamnă casa mare. E un casă mare cu o troboiem prin toate sertarele și de fiecare dată găsim câte ceva nou. Cred că bunei, putem să gă, caut de două ori pe zi și tot găseam ceva nou și îmi luam înapoi la oraș cu mine. Ei puneau special chestii insertare în Casa Mare ca eu să le găsesc. Uh, Ambrozie, acum dăm voie să vin cu o descriere și un mulțumesc. O, oh, a ajuns la mine. Ia, pentru că ești bărbat Facem. și pentru că știi cum se folosește chestia asta? Sper. Uh, Aprinde-te, rog, lumânările. Mulțumesc! Așadar, Ambrozie Țurcanu, stabilită în România, președinte, este o denumire... O spun eu. O spui tu, te rog. Al Ligii studenților originari din Republica Moldova. Sună tare frumos. Masteran studii europene la Universitatea București și expert fonduri europene și project manager uh, Romanian Business Leaders. Uh, Spune-mi, te rog frumos, despre șansele tale personale și profesionale Și cum s-a întâmplat să citesc eu atât de, de frumos despre tine astăzi Vreau să mă laud un pic Hai, eu, uh, eu sunt cel mai tânăr dintre toți care o să vorbească azi și care au vorbit Am 22 de ani și mereu m-am grăbit Nu vă doresc nimănui un copil atât de uș rău cum am fost eu când eram mic Eu, fugeam, eu am fugit de la grădiniță M-au trimis la școală de rău ce eram, la 5 ani de zile. Când am plecat în România, am fugit din, din Moldova că am mai multă libertate. Vreau să plec de acasă de la părinți, fiindcă locuiam la Durlești. Nu se justifica un cămin sau să-mi iau un apartament, să trăiesc singur, Doamne, ferește, nici nu se spunea problema. Eu am vrut, am vrut să plec să fiu singur, să, să răzbat singur, să găsesc noi oportunități. Aveam 17 ani când am plecat la studii în România. Și la 18 vreau să te însori în America. Și la 18 mai numai... Nu, era 19, am greșit eu cifra. Toată studenția... Nu mă laud că am fost un student foarte exemplar. Am avut note bune, atâta cât să fie ok și să nu fie supărați profesorii pe mine. Descurcăreți. Dar pe lângă studenția am făcut mult, mult, mult voluntariat. Cred că asta este cea mai... Vorbim despre istorie de succes. Eu cred că dacă putem vorbi de succes în privința mea, este doar despre voluntariat și doar despre oamenii pe care am reușit să-i cunosc în, făcând voluntariat. Pe lângă facultate, cum spuneam, job, part-time, <gânghe> dar eram și în Asociația Studenților de la Științe Politice, unde făceam studiile, făceam voluntariat în Organizația Basarabienilor din București. La un moment dat a fost puțin și asta și m-am implicat în Romanian Business Leaders, despre care ați spus, și... Foarte repede, uh, într-un proiect al Romanian Business Leaders, numit Repatriot, uh, domnul Marius Bostan mă ia după câteva organi evenimente organizate și zice, Ambrozie, vrei să fii project manager? Eu, foarte, eram încântat, project manager, nici nu știam ce înseamnă asta. Uh, Mi-au pus un proiect în mâini, un proiect legat de turism, se numea Repatriot Turism, promovam turismul din România cu ajutorul diasporei, Încercăm să-i motivăm, să motivăm să vorbească frumos despre țara lor uh, Și când spun România, vorbesc și de Republica Moldova Eu nu fac o mare distinție, doar e, e un prut acolo și un hotar uh, Dar în America, unde mai nu m-am însurat uh, M-am întors anume din, din principiul ăsta Că nu nu găseam valorile române Aveam acolo, un, un Little Romania, așa o numeam Era un, o gradă mică unde era flagul României, flagul Moldovei Cântam muzică românească și moldovenească și era, era, una, nu, era, nu făceam distinție. Uh, și chest, când mi-am dat seama de faptul că eu, noi ne creăm o proprie Românie în, uh, în America, am zis că suntem nebuni. De, de, ce să facem asta? Pentru ce? Pentru un salariu de două ori mai mare? Cheltuielile erau două ori mai mare. Nu făceai mult mai mulți bani. Drumuri bune. Ce sens are să te plimbi pe autostrăzi? Nu, nu primești, Eu nu știu, poate sunt oameni care primesc plăcere de a, de a se plimba pe autostradă. Eu nu. Eu mai degrabă comunim cu alți oameni. În limba română. Eu de o săptămână te cam văd pe la toate evenimentele. Adică unii mă duc dau peste tine. Și uh, te văd uh, construind punți. Pentru că... Ce, ce activitățile pe care le desfășori sunt uh, legate nemijlocit de România, o altă țară, un alt stat, dar ești foarte prezent uh, acasă. Asta se datorează uh, legii studenților pe care am fondat o doi ani în urmă cu o echipă de tineri pasionați deștepți, bravo, cu inimă mare uh, care m-au și inspirat la în momentul ăla. Uh, și asta este, de fapt, unica mea legătură, în afară de părinți, este unica mea legătură uh, cu Republica Moldova. Pentru mine Bucureștiul este mai Moldova decât ar fi Briceniu. Eu n-am fost niciodată la Briceni, de exemplu. Mie mi se pare mai aproape să ajung la București decât la Briceni. Nu mă laud cu asta. Dar nu mă simt atât de peste hotare. Distanța o fi mai mică. E aceeași limbă. Eu, sper că, eu tare sper acum că niciun bucureștean nu se uită la noi. Că ei pentru <laughs> 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 că ei se consideră un uh, mic Paris. Um, Ambrozie, ce le spui tu tinerilor atunci când te vezi cu ei? Le spun tinerilor că o să aibă toată viața de acum încolo, o să muncească, uh, să fie angajați, să fie antreprenori, treaba lor, dar să facă ceva pentru bani. Uh, relația dintre a fi plătit și a face ceva pentru a fi plătit Uh, există cumva două limite care sunt influențate... Ce poți face, atâta te plătesc, atâta te plătesc, atâta fă. În momentul în care faci ceva fără a fi plătit, orice idee, orice crezi tu că ar fi bun pentru societate, și când nu ești plătit, nu mai ai limita, nu mai știi cât să faci. Faci atât cât poți sau cât vrei. Nu faci atâta cât ai fost plătit. Și asta, asta pe mine mă motivează. Eu, în, în toată experiența mea de voluntariat, în toată experiența pe Și asta s-a reflectat și în joburile pe care le-am avut. Eu mereu am făcut mai mult decât am fost plătit. Și asta este un, e un sfat. Și vă încurajez pe toți să faceți ceva pentru ce nu sunteți plătit. Dar vreți să faceți. Dacă o să vă învățați să faceți asta, o să primiți plăcere de la asta, orice n-ați face în viața asta pentru bani sau pentru altceva, veți livra mai mult. Și ce, angajator din ziua de azi nu-și dorește un angajat care să livreze mai mult decât îi se cere. Minunat răspuns. Colegii mei la universitate și licență și masterat de fiecare dată spuneau, păi statul nu mi oferă nimic, adică merg să mă angajez imediat după absolvire și îmi cer experiență trei ani. De unde să iau acești trei ani de experiență? Pentru că tocmai am părăsit băncile universității și despre ce vorbește Ambrozie acum este Exact Dacă asta. Dacă adun orele, mai mult am muncit decât am învățat. Absolut. Dacă știi să folosești în favoarea ta, acești trei ani licență plus 2 masterat sunt 5 ani, 5 ani în care poți să te implici în diverse programe, să faci voluntariat, să aduni ore de voluntariat care ulterior te ajută la orice dosar pentru un concurs internațional sau din țară și așa câștigi experiență și ajungi la 25 de ani, la 30 de ani să fii plătit chiar foarte bine, nu? Da, Doamne. Până la 22 de ani, câte joburi ai avut, Ambrozie? Multe. Eu m-am angajat din prima zi când am ajuns la București. Am văzut o fată cu un pahar frumos de cafea în mână și am întrebat tot unde o la paharul ăla. Și mi-a zis după colț, am intrat în cafenea, tipul care mi-a vândut cafeaua, eu sociabil, am început să vorbesc cu el, mă văd cu moldovean, ce amuzant sunteți voi moldovenii, eu încep să-mi zic că de treaba cu dânsa, că noi spunem și la vacă dânsa. La ei, în, în, peste prută, e, e, e cumva dumneavoastră. Vacă dumneavoastră? Nu, dânsa. Când spui dânsa. Despre asta era gluma respectivă și eu m-am așa prietenos cum sunt, zic, bă, dar ce lucrează studenții la București? de mai au timp să mai iasă și într-un club, să mai și învețe, să mai așa, să-și facă niște bani de o bere. Și el zice că te angajez eu. Și mi-am găsit job din prima zi când eram la București. Lucrurile s-au întâmplat pentru... Nu pot spune că n-am depus efort, dar nu le-am avut plănuite niciodată. S-a intersectat oportunitatea cu experiența și cu mișcarea. Aflându-te mereu în mișcare, mereu o să găsești o oportunitate. O înțelegi, nu, o să vină alta. Dar atâta timp cât faci mișcare, orice n-ai face, ieși afară în societate și fă ceva. În momentul ăla o să vină o oportunitate. Este experiența mea. Cineva poate numi asta noroc. Numiți-o cum vreți voi. Eu nu cred în noroc. Crezi în muncă, nu? Muncă și dedicație. Un minunat uh, îndemn de sfârșit. Îți mulțumesc tare mult. Uh, eu aștept să te mai văd și la următoarele evenimente, da, că dacă tot ne vedem de două săptămâni într-una, spune-te. Da, nu, gata, mă duc la București, că prea mult am stat. <laughs> uh, revenind la Liga Studenților Originari din Republica Moldova. Proiectul nostru își propune să-i cunoască pe toți studenții care își fac studiile în străinătate, să-i conecteze și să le ofere oportunități de a se întoarce acasă. Sau dacă nu vor să se întoarcă fizic acasă, că le place mai mult să se plimbe pe autostrăzi, e alegerea lor. Dar ei pot să aducă acasă experiența lor, să facă un transfer de cunoștințe, să investească acasă, să-și deschidă afaceri. Mi-aș dori și eu la un moment dat să pot să găsesc și acasă niște tineri care se dezvoltă ceva aici. Să le pun picioare pe cel de la București și mai vedem. Dar îndemnul este să ne contactați, să ne spuneți despre voi. Unde vă faceți studiile? Să aplicați la gala studenților originari din Republica Moldova. Cum de, aici, din sală? Ce... Căutați Liga Studenților Originari din Republica Moldova pe Facebook și o să ne găsiți. Lese o reme prescurtat. O să avem la iarnă, tot în sala asta, o să facem gala studenților originari din Republica Moldova. A 10-lea an la rând. Vom premia cei mai buni studenți. Vă îndemn să vă depuneți candidaturile și să nu ezitați, să nu credeți că sunteți mai prejos decât, decât alții sau experiența voastră nu este suficientă. Uitați-mă pe mine, vorbesc la, la, de pe scenă asta despre istorie de succes. Totul e posibil. La 22 S de ani. La 22 mhm. de ani. Uh, depuneți dosarele voastre de candidatură pentru, pentru gala studenților și dacă meritați veți fi premiați. Și vă invităm și la socializare în decembrie aici. Ambrozie Țurcanul puteți găsi și pe Facebook dacă cumva ați uitat acea denumire de Liga Studenților, că eu am uitat-o. Bun de însurat. Mulțumesc. Bun de însurat, ați auzit. Mulțumesc. Bun. Ambrozie Țurcanul, Mulțumesc tare mult. Lidia Margoci este următoarea eroină, cu o istorie de succes. Da, și vă rog să o încurajați cu aplauze. Credeți-mă că nu este ușor să stai aici să povestești de Viața ta, alegerile pe care le-ai făcut, deciziile pe care le-ai luat la un moment dat și ce a stat la baza lor. Um, nu e tocmai ușor să-ți deschizi sufletul cu toată lumea, mai cu seamă că astăzi cuprindem atâtea țări, nu? Lidia Margoci, bine ai venit în casa mea de azi! Salut! Te rog să iei loc și între timp. Să știi că la casa unde am copilărit eu era și prispa și mă scuța și scăunea. Așa că. Îți aduce aminte sofa, de casă mare. Da, exact. Mulțumesc că mi-ai spus asta, asta ne face să ne simțim mai bine. Um, vreau să, să spun câte ceva despre ce faci. Um, Lidia Margoci, Directoare Mentor .me este activ implicat în dezvoltarea societății Republicii Moldova, integrare, în consolidarea dialogului dintre angajatorii din Republica Moldova și reprezentanții diasporei pentru a promova impactul pozitiv generat de activitatea acestora, dar și multe altele. Și când vorbim despre multe altele. Te rog chiar să ne povestești și să te lauzi cât în cap, pentru că despre asta vorbim azi, despre reușitele noastre, despre uh, ceea ce am reușit să dobândim și să realizăm. Deci parcursul meu începe cu șase ani în domeniul educației, uh, o licență și un master, uh, după care am decis ce fac mai departe, unde eu apuc. Uh, am avut câteva oportunități de a pleca peste hotare... Am făcut naveta, am încercat să mă adaptez, dar din păcate nu s-a primit și am decis să rămân aici, fiind din domeniul educației, am decis să dezvolt aceeași filieră, doar că educația non-formală non și deja de 5 uh, ani implementez proiecte educaționale care aduc impact aici, acasă. Și îmi spunea despre rezultatele Mentor.mei. Vă rog să dezvolți un pic despre ce este Mentor.me și ce rezultate aveți astăzi la activ. Da. Mentor.me este cea mai mare comunitate de mentorat din Republica Moldova. Avem la activ peste 120 de mentori. În sală sunt persoane care sunt mentori la noi în echipă. Cine sunt? Ridicați mâna să vă vedem. Sunt. Nu, nu, vor ridicim, nu vor să ridice mâna, nu vor să vedem? Ambrozie tot e implicat pe proiectul nostru, așa că... M ziceam eu că e peste tot Ambrozie. <laughs> exact. Uh, și avem la activ deja peste 3.000 de tineri care au beneficiat de programele noastre. Uh, vorbim aici despre sesiunile de mentorat de tatet, cât și de programele noastre de bază pe care le dezvoltăm. Ce face mai exact un mentor? Despre ce este acest uh, termen? Da, uh, eu am să încep cu un mic istoric ca să fac o introducerea, Cu opt ani în urmă, a fost un grup de inițiativă care a decis să aducă cumva impact din activitatea lor, anume aici în Moldova. Au pornit dintr-o echipă super mică, care, prin networking sau cu matrizmul despre care vorbim, Natalia, anterior, s-a dezvoltat într-o comunitate care are la activ acum acoperire de peste 23 de țări și mă refer la mentorii care sunt la noi în echipă. Astfel, programele de mentorat au început să se dezvolte de la sesiuni de la programe implementate cu Guvernul Republicii Moldova, cu brd cu Ministerul Educației și Cercetării, cărora le mulțumim de susținere și deschidere către colaborare. De ce diaspora? Ești la o vârstă în care poți alege să faci orice. Și avem atâtea universități care propun facultăți foarte atractive, cu denumiri super-inspiraționale și ai ales să faci tocmai legătura dintre țara ta și alte țări, dar cu oamenii noștri. De ce stă inima și sufletul aici? Ai spus, cum am spus anterior și Natalia, eu mă simt bine acasă. Am încercat să mă regăsesc în alte țări, dar eu aici am libertate să fac ce vreau. Să aduc folos și impact de aici, de acasă, conectând prin mentor mi, .me, persoanele moldoveni aflați în diasporă care pot să-și aducă cunoștințele și impactul aici. Adică ai ales să te faci utilă de aici, de la tine de acasă, lucrând pentru exact. concetățenii noștri care au nevoie de suport, sprijin, ajutor acolo. Exact, și mentormii fiind pe asta o punte care face legătura dintre uh, experiența moldovenilor noștri și tinerii care au nevoie de suport, au nevoie de o direcție, de o îndrumare. Uh, și acest uh, tip de mentorat este la mare căutare de către tineri. Ce desfășurați exact în această perioadă? Despre ce ar trebui să știe cei prezenți în sală? Unde vă pot găsi și contacta? Deci, acum avem în derulare un proiect Mentor Me Job Accelerator, care este la ediția a doua și este a doilea an susținut de Ministerul Educației și Cercetării și de către Biroul Relației cu Diaspora care vine să ofere suport tinerilor, preponderent celor din medii dezavantajate, în a obține orientare în carieră. Orientarea este făcută de către 60 de mentori și suntem la etapa în care încă mai căutăm mentori în echipa noastră, așa că dacă aveți experiență internațională și doriți să contribuiți la Ce dezvoltarea... Ce înseamnă experiență internațională? Ce exact căutați? Sau ați finisat studiile peste hotare sau sunteți angajați și puteți să contribuiți cu experiența voastră în ghidarea tinerilor, fiindcă noi încercăm să alegem beneficiarii după experiența pe care o aveți lucrați în management, o să vă facem conexiunea cu tineri care solicită susținere și consiliere în domeniul managementului. Ce are de câștigat un tânăr care a ales să vină în programul vostru și iată că are acte în regulă, s-a făcut mentor? Ce urmează după asta? Sigur că de ce beneficiați de vizibilitate, hai să spun așa și de networking pe care îl dă la dispoziție Mentor. Deci el se pominește imediat într-o rețea de 130 câte țări ai zis? 23 de țări și 120 de mentori. Aveți acces la alte persoane din diferite țări care pot să vă faciliteze conexiunile. La fel o să aduceți impact pentru Republica Moldova, fiindcă o să ajutați uh, concret câteva persoane, două persoane avem ca pentru, pentru fiecare mentor, să devină mai bun, să-și facă o scrisoare de intenție, să-și facă un CV, să știe cum să se prezinte la un job. Deci, lucruri elementare de care are nevoie uh, orice tânăr care își dorește și își propune o carieră și un parcurs uh, profesional. Uh... Exact. Și plus la aceasta se primește și o mică orientare în carieră, fiindcă tinerii vor să înțeleagă cu ce se mănâncă acest domeniu. Și este ok. Eu nu am avut un mentor când am aplicat Nicio. la universitate sau la job ca să înțeleg dacă este a meu sau nu. Da. Și astfel tinerii își aleg mai ușor fie universitatea unde să aplice, fie jobul. Asta este minunat. Eu, cum spuneai mai devreme, n-am avut asemenea posibilități să mă ghideze cineva, am mers după intuiție și cum mi-a zis sufletul. Iată că acum putem să avem o astfel de orientare. Lidia, mulțumesc tare mult și pentru că ești acasă și vei fi în țară, sper să ne mai revedem. Mulțumesc, mulțumesc mult. că ai acceptat invitația noastră de astăzi. Mulțumesc și mult succes în continuare. Acum, am, cu mare drag, voi invita în scenă un bărbat. Este vorba de uh, Leonid Boaghe, primarul uh, satului Sireț, beneficiar în cadrul programului DAR 1 plus 3 pe parcursul a două ediții, migrant reîntors din Italia și domnule primar, Dați-mi voie, din capul locului, să vă mulțumesc personal pentru că ați revenit acasă și ați făcut drumurile spre, suflet, spre locul meu de suflet. În satul Sireț se află un loc de suflet unde eu și soțul meu vrem să ajungem. Am încercat odată, dar nu ne reușit pentru că drumurile sunt atât de fisurate, gropirile atât de adânci și de mare încât este imposibil să ajungi cu mașina și am rămas cu o roată pe drum. Dar noroc de oamenii din Sereț, care sunt atât de receptivi și de calzi și care ne-au ajutat chiar acolo să rezolvăm problema. Vă rog să luați loc în Casa Mare. Bună ziua! Cred că avem aceeași vârstă, dar sunteți primar și nu-mi permit să vă tutuiesc statutul, pe care îl aveți. Apropo, cum vă simțiți cu acest statut după ce ați revenit din Italia și toată lumea vă strânge mâna și vă zice, domn primar? Permanent unii merg, unii am ocazia să într-o interacțiune cu cetățenii, cu diverse persoane, permanent iubesc tratarea aceasta de la egal la egal. Chiar și în localitate vorbesc cu cetățenii, cu colegii și permanent le spun să treacă la modul direct, la discuții, tetatet, fiindcă primar este o funcție care este permanentă, este o, fun o funcție care nu este permanentă și respectiv azi ești primar mânii pot să revină apoi la locul de muncă sau la un job care l activat, care l în care ai activat permanent, dar principalul este să rămânem oameni, să ținem legătura permanent, indiferent cine suntem, ce funcție avem sau unde vom fi pe viitor sau unde am fost în trecut. Deci abordăm un mod foarte simplist discuții tetatiet, în care oamenii au acces la primar pe toate grupurile sociale, Viber, Telegram, WhatsApp, Messenger, Facebook. Asta le spui și sătenilor Da. Din comunitate? Cu da? sătenii și începem, în primul rând. Da? Da. Adică eu te pot aborda direct? Da, Îți da, poți... da, chiar nu pot, dar chiar fac chestia asta. Avem grupuri pe social media, grupuri pe, grupuri pe Facebook, unde sunt 6000 de locuitori. Avem Viber, unde sunt peste 1000 de cu membri ai comunității, avem, Și cred că în telefon am, în telefon, în agenda telefonică am peste 4000 de numere. Găsești da. timp pentru fiecare sătean care are o problemă de lumină sau... Este problematic acum, deoarece odată promovând acest lucru încep să primești din cinci tot mai multe mesaje, dar mai încerc să mai distribui, să mai să fac, să mai deleg da, la colegii mei din primărie anumite mesaje care nu îmi reușesc mie să dau răspuns în termen. Dar până când mi se primește. Eu vreau să te întreb, pentru că ai fost stabilit în Italia și ai vizitat atâtea capitale europene, le-ai schimbat pe toate pe, iată, gropele din Sireț și ai venit și te-ai apucat imediat de ele. 100% că aș faci chestia dată și dacă aș avea ocazia <coughs> să mă întorc în, înapoi în Italia și să fac ceea ce am făcut, oricum la sigur că m-aș întoarce permanent în Moldova, eram determinat din start că nu voi nu vom mai putea adapta acolo și eram convins de faptul că la sigur că mă întorc înapoi, pur și simplu am mers să încerc să văd care e situația, ce înseamnă Italia, cum se trăiește acolo, care sunt ce condițiile. Înseamnă Italia? Ce înseamnă Italia? Este un stat dezvoltat, un stat modernizat, un stat la care cetățenii au lucrat foarte mult, evident, cum, am, cum ceea ce facem noi acum, doar cu 50-60 de ani urmă, fiindcă migrația este un fenomen normal, care a, fost, care a afectat foarte multe țări, permanent, în toate istorile timpului. Dar, iată, acum suntem noi cei care suntem afectați, dar exact 50-60 de ani în urmă erau italienii care au migrat în America, o bună parte, iar majoritatea celor care au reușit să plece din Italia au plecat în Africa din Nord. Nu zadar aveam avut și filmele când eram eu mic, cel puțin acum am 30 și atunci când Aveam șapte-opt ani, erau practic populare filmele cu italienii din Casablanca, din Tunis, din... erau filme foarte populare care le priveam noi. Iată, erau despre acele istorii a migranților italieni care au venit și-au dezvoltat țara acum, atunci. Și acum e, pur și simplu a venit și rândul nostru ca să dezvoltăm. Este un fenomen normal. Evident că sunt condiții foarte bune, dar eu permanent mi-am dorit să fac acest lucru acasă, la noi. În Sireță, Moldova. În... Și sunt convinsă că ai venit cu ceva de acolo. Am venit. Ai preluat din îndeletniciri, din obiceiuri, <coughs> din ceea ce ai văzut bun? Am preluat, am preluat foarte multe lucruri. Evident, atunci când plecasem, asta a fost 10 ani urmă, cred că ultima oară am fost acolo în 2012, când eram elev, student, plecasem. Dar evident, de când am început să activez în primărie, în, func în funcții publice, am avut foarte multe călătorii. Acum chiar avem, încercăm să stabilim niște relații de colaborare cu câteva primării din Republica Italiană sperăm să avem careva succes. Evident că aceste, aceste deplasări turismul dezvolt foarte mult, este un lucru pozitiv deoarece mergi, vezi la fața locului cum sunt aranjate lucrurile, cum funcționează, cum dezvoltă anumite țări și respectiv sunt foarte multe lucruri pozitive care noi le putem prelua din majoritatea țărilor din Occident sau care țară din oricare continent al planetei noastre. Sunt lucruri bune care noi le putem implementa sau le putem adapta ca să le implementăm aici acasă. Ce ai făcut primul lucru atunci când ai văzut primar? Bă, vine greu să spun, deoarece când am devenit primar, vine să de funcție de viceprimar. <laughs> eram, am fost ales viceprimar la 23 de ani, cred că eram cel mai tânăr viceprimar la acea vreme, în anul 2015, în Republica Moldova. Atunci am acumulat experiență, am fost în foarte multe deplasări. Ai furat meserii de la primarul da, care era atunci. Da, am avut ocazia să mă dezvolt foarte mult, să încerc să cunosc localitatea, deoarece până la funcția de vice și acum primară activată în instituțiile statului. Permanent eram, eram așa spunem, menit de idee ca să merg să dezvolt o carieră, o funcție în sistemul public. Deoarece am știut că, istoria aceasta, de când eram copil de la bunicul meu, care a fost conducător al localității 24 de ani, și evident permanent în Casa Mare, la sărbători, Sfântul Nicolae, unde mergeam permanent, auzeam probleme istoriei despre interacțiunea lui Bunelcu cu locuitorii. Și respectiv, cumva, volens noles, am, am preluat aceste idei, aceste probleme, aceste istorii, care le-am auzit cu drumuri, cum s-au rezolvat foarte multe probleme sau cum se rezolvau pe acele timpuri cum se făcea fundraising pe vremea colhozului. Apropo, că... cum? Când se făceau? Evident că cel care era conducătorul localității avea permanent o sală de protocol. Eu îi spun acum sală de protocol, dar acea sală de protocol se numea VIN punct cei care sunt mai în vârstă cunosc. Și la un punct, practic, tot cele mai serioase întrebări, că mineau delegații de la Raion, de la Rai Soviez, Rai Saiuz, ce nu vrei, practic acolo se rezolva foarte mult. Și acolo, respectiv... acolo independent... se făcea lobby. Da, Așa acolo se făcea lobby, da, la modul direct. Pur și simplu, noi îl numim acum lobby, dar atunci, mă rog, sunt alt altfel. Și în de capacitatea pe care aveai să reziști cu diversi și funcționari din, mă rog, în mare parte erau ruși ucrainieni care erau în funcție și atunci la conducere, independență de capacitatea care avea să reziliști cu ei, atrageai și investiții, așa au fost făcute foarte multe drumuri în localitate, la acea vreme ilumina stradal, sistem de canalizare centralizată la instituții publice, deci localitatea era, un, și pe acea vreme era o localitate foarte mare dezvoltată, 7000 de locuitori, aproximativ peste 1800 de gospodării, suntem o localitate foarte mare și respectiv, acum fiind și eu în funcție de primar, foarte mulți locuitori mă asociază cu vremea aceea, da, deoarece mă asociază foarte mult, posibil poate de faptul că avem foarte multe investiții, în localitate, dar fiindcă îi porți și numele și familia. Dacă îmi permiți să te întreb, mai este în viață, Bunelu? Nu, păcate nu. Deja și, și dacă ar fi ce l-ai a prins o perioadă când eram în funcție de viceprimar și era foarte mândru că îi continui cumva activitatea în, mă rog, sub altă formă, dar este similar, dar funcțiile s-au schimbat. Să a că prins, a, prins, da, a prins momentul. A prins, în care era -a foarte văzut. mândru și era foarte bucuros de faptul că a văzut pe unicul său nepot, băiat, da, mai avem câteva verișoare, dar unicul nepot care i-a continuat activitatea în. Și-a în moștenit semn. și. Da, și-a a... moștenit, evident, bun. Am știut numele său și cred că activitatea pe care a făcut a rămas în mentalitate colectiv la foarte mulți locuitori. Sper deja problema noastră, cum a spune, dacă vom rezista atâta timp. 24 de ani este o viață de om ca să lucreze în același loc atâta timp. Este, este o provocare că... pentru mine cel puțin. Eu cred că Bunelul de acolo de unde este este foarte mândru de tine că nu ai ajuns considera. primar și astăzi ai ajuns să împărtășești povestea ta, experiența ta cu Sper oameni din eu. atâtea țări care pot învăța de la tine. Vreau să te întreb de câte ori te-ai să renunți? Da, bună întrebare. Nu am așteptat așa, așa întrebare. Dacă aș vorbi în ultimii ani, m-am gândit foarte mult deoarece evident... Suntem tineri, eu chiar dacă am 30 de ani deja aștept al treilea copil, al treilea băiat, apropo. Să vă trăiască, și, să vă... și evident sunt lucruri frumoase care se întâmplă în viața noastră, dar totodată capacitatea financiară trebuie să crească ca să poți rezista și evident, cunoscând faptul fiind și în, făcând și eu cumva parte din diaspora noastră, văzând cum este calitatea vieții și în acea Republică Italiană, că am trăit acolo cumulativ, cred că cu peste un an și o jumătate, în funcție de vice și în funcție de primar, am avut ocazie să merg în foarte multe deplasări, ne vorbim deja Polonia, România, unii practic merg de câteva ori pe an în România în general, cred că... Înțeleg că vrei trec să de vorbești 20... despre onorarile încasate de omologii tăi Evident, trebuitare. și că atunci când mergi și ai multe grade de comparație, îți pui întrebarea dacă se merg sau nu și atunci te gândești, poate e vremea să plec, să mă gândesc undeva la privat aici la noi sau să rup rândurile, să merg și eu undeva pe psihotare, cu capacitățile pe care le avem noi, să-mi fac și eu o meserie foarte bine, mersi, că acum sunt de acord să merg și în privat, doar principalul să ai un salariu ok, ca să pot să întrețin familia, că nu îmi doresc milioane, nu îmi doresc averi, nu îmi doresc proprietăți, vreau pur și simplu să am un salariu decent, ca să-mi pot întreține familia, așa ce a spune problema cum reușim să combinăm utilul cu plăcutul. Da, îmi place ce aici fac, dar gradul de salarizare pe care le avem noi lasă de dorit. Și atunci, ultima vreme îmi pun des întrebarea, dar unica ce mă motivează să mai rămân este echipa pe care o am în administrația locală. Am foarte mulți, evident, eu fiind și eu făcând parte cândva din diaspora, dar atrăgând foarte mulți tineri care la fel au fost cândva diaspora, i-am adus în primărie, am făcut o echipă care suntem implicați în foarte multe proiecte, relativ tânări, practic eu sunt cel mai tânăr în primărie, dar următorii colegi care sunt implicați în proiecte la fel sunt de vârsta mea, plus minus câțiva ani și încercăm să ne ținem și asta este un motiv în care încă mă mai ține la localitate și doi sunt diaspora noastră care avem foarte activă și băștinașii pe care avem în localitate, care sunt foarte activi, ne implicăm în foarte multe proiecte, construim drumuri, ceea ce spuneam, deci avem o localitate foarte activă, și băștinașii și diaspora. Avem un club ambasadorilor, am ales, iată, este o mândrie a noastră a localității, am spus că am, avem în localitate 15 consilieri și am spus că haideți să facem un guvern de umbră din 15 cetățeni din diaspora, și am ales țări unde avem cei mai mulți sirețeni și avem ambasadori din Marea Britanie, ambasadori din Spania. Ce fac acești ambasadori? Pentru ce fac acești ambasadori? Sunt practic ce fac ambasadorii noștri la nivel de stat, iar noi suntem ambasadori la nivel local, sunt cei care țin, sunt puntea noastră de legături dintre noi primării și acei locuitori din acele țări avem grupuri tematice cu membrii cu serviții noștri care sunt în acele țări, ținem legături, încercăm să implicăm în diverse proiecte comunitare, postăm diverse informații despre ce se întâmplă în localitate, ca să se conectăm la viața locală și totodată discutăm diferite oportunități de proiecte în care mai bag diferite informații ca să încerc cumva să-i să-i aduc acasă, să investească în afaceri. Fiindcă ți reușește? Îmi reușește, avem foarte multe exemple. Iată, chiar cu mine sunt câteva exemple, și sper că care au venit acum cu mine, dar avem localități foarte mulți care s-au întors, avem foarte mulți tineri care au venit din Marea Britanie, din America, din USA, au fost foarte mulți și au investit în agricultură. Practic, suntem un sat în raionul nostru ne avem ce mai mulți tineri antreprenori în agricultură. Un domeniu destul de scump acum să investești, să faci performanță și să faci și venituri. Um, Leonid, înțeleg foarte bine ce zici, pentru că am devenit și eu mamă recent și înțeleg care sunt cheltuielile și de câte ar avea nevoie un copil ca să aibă o viață decentă. Dar atât ai reușit să faci, câți ani sunt în slujba primăriei? În slujba primăriei, cred că anul acesta împlinesc cu 8 ani. 8 ani. 8 ani, da. Și anterior am mai lucrat maxim un an în, în administrația centrală, am lucrat la agenții de intervenție și plăți pentru agricultură. Deci iată că ușor, ușor ajungi la 10 ani și te rog înainte să 8, abdici, 9, da. înainte să renunți, înainte să pleci, Um, să mai zabovești un pic, pentru că probabil fiecare dintre noi în activitatea pe care o desfășurăm Avem momente în care vrem să renunțăm, să dăm mâinile în jos Pentru că obosim foarte tare, să lupți uneori cu morile de vânt și... Sindromul ardere profesionale la așa funcții ca noi apare mult mai devreme Te rog să mă suni pe mine, sopa, Mariana Mecțurcan. Mariana, apropo, are o o putere de convingere uriașă. Atunci când vrei să renunți, sună-ne pe noi și noi vom încerca să cel puțin să fim alături cu Spiritul și cu Duhul. Înțeleg că nu este suficient, e vorba despre proiecte internaționale, fundraising, parteneri, strategii, multe, multe sunt la mijloc. Dar uite că aceste zilele de asprei, pe care Guvernul Republicii Moldova, împreună cu BRD, le-au organizat și ieri și astăzi. Sunt despre conexiuni, oameni cu care vă puteți conecta, face schimb de experiențe, de bune practici și să luați... Chiar ne dorim acest lucru, fiind aici fac o invitație către toți cei care sunt în sală, vă invităm la serie. suntem o comunitate foarte deschisă, o comunitate în care avem o colaborare foarte frumoasă în toate domeniile, clerici, biserică, școală, grădiniță, primărie, cetățeni, asociația, sectorul asociativ, avem centru de tineret, avem făcut post de pompieri voluntare, avem creat foarte multe instituții, în special în ultima vreme, suntem o localitate deschisă, încercăm să colaborăm, iată, apropo, prin intermediul acestui club ambasador și prin intermediul diasporii noastră, încercăm să găsim primărie în țările în care avem mulți rețeni ca să facem acord de colaborare cu foarte multe, cu alte localități, cu alte autorități de administrație publice locale. Și avem exemplu foarte bun a relațiilor între noi și cei stabiliți în Italia. Chiar anul, trecut spuneam, ok, mai motivăm singur, mai facem întâlnire, mai dăm o întâlnire cu locuitorii și încă mai, ne mai convingem să mai rămânem pe loc, fiindcă ei sunt cei care ne motivează. Dar anul trecut am spus că dacă nu vine diaspora acasă, mergem noi la ei și am făcut câteva turi, am întâlnit cu diaspora noastră, cu sirețenii noștri din Marea Britanie, am dat o întâlnire în Londra anul trecut, am fost am dat un, tur în Republica Italiană în care ne-am întâlnit cu sirețenii noștri din cinci orașe din nordul Italiei, Milano, Padova, Mestre, Veneția și Bologna. Am, avut întâlniri foarte multe cu aceia de acolo, ne-au ajutat să stabilim relații de colaborare cu câteva primării din, oraș, din orașele italiene. La fel vrem să mergem pe această, pe această relație, să găsim înfrățiri în Germania, Spania, Marea Britanie. Deci un pic eu văd eu. că bă, ai o agendă plină pentru toamna care urmează. Da, avem foarte multe proiecte mai acum. Mai sperăm deja că reușim să implementăm tot ce ne-am pus în plan și sperăm că ne mai automotivăm să rămânem în continuare să dezvoltăm țara noastră, dezvoltăm localitatea noastră, cu oamenii, pentru că oamenii sunt cei care sunt resursa cea mai importantă. Dacă Absolut. avem echip și Absolut avem oameni, de atunci la sigur cum mai stăm și mergem în continuare cu activitățile pe care le-am planificat. Absolut de acord. Îți mulțumesc tare mult Dar și noi îți mult. dorim mult succes. Mult succes tuturor! Și multă sănătate la toți cei trei băieți ai tăi. Și... Da, doamne, succes tuturor! <laughs> sunt convinsă că sunt și vor fi tare mândri de tatăl lor. Da, mă bucur că te-am cunoscut. Mulțumesc tare mult. Și iată, ușor, ușor, ne apropiem de finalul acestor interviuri scurte cu povești de viață. O invit cu mare drag aici pe Irina Gușan. Irina mi-a mărturisit în, în pauză că numele ei înseamnă... Pace, aducător de pace. Ieri când am văzut-o pentru prima dată, mi-a insuflat asta și ai fost atât de sufletistă și de vie ieri, încât n-am putut să nu te invit astăzi aici în Casa Mare. Irina Gușan este membru activ în cadrul Consiliului Diasporii pe lângă Ambasada a Republicii Moldova în Irlanda, voluntară foarte activă, se implică în proiectele sociale din Irlanda și Republica Moldova și recent ai decis să te întorci definitiv acasă. Te rog să iei loc și să ne spui ce emoții au stat în spatele acestei decizii. Te auzi, dacă nu? Bună ziua tuturor! Audă. Mulțumesc, Caterina! Ce emoții! Ce pot spune? Niciodată nu am avut gândul să rămân acolo unde am plecat. Întotdeauna am gândit să revin acasă. Și nu că mai să revin eu, dar să ajut și să conving să vină și alți oameni din colțurile lumii. Cei ce mi-a reușit, în mare parte, cu mama mea care la Italia a fost stabilită 13 ani și de 6 ani este acasă. Și iată-mă și eu aici. Revin a doua oară. Am plecat a doua oară în 2017 și după 5 ani sunt acasă cu planuri de a trăi viața aici, de a îmbătrâni aici. Ți-ai propus să lansezi o afacere la asta lucrezi acum, povestește-ne mai mult la ce să ne așteptăm în perioada ce urmează. Nu văd eu ca o afacere, poate o să deschid acum un pic parantezele și o să par naivă, dar eu vreau să îmi îndeplinesc un vis al meu de la 10 ani. Deci visul meu, fiind atrasă de arta croșetatului probabil de la bunica mea, de pe linia mamei. Probabil prima croșetă care am văzut-o a rămas de la ea, că în viață nu am cunoscut-o. Deci visul meu este să fac o colecție de rochii croșetate și să ajung cu ele la Milano, Paris și New York. Deci și în 2011 când am revenit eu din Irlanda, prima dată, am, încerc, am încercat să lucrez asupra acestui vis, dar după 11 luni m-am oprit. Din mai multe motive, nu o să întreb aici în detalii, dar doamna mentora mea, care a menționat-o, doamna Zinaida Caraman, fostă profesoară de clasă primare, sora mea mai mică, deci a fost dirigintă, Doamna ei mi-a zis, continuă visul și fă acea colecție, iar noi o să ajutăm. Pentru că și dumneavoastră ei de la 10 ani, acum are peste 70 să fie sănătoasă și transmis salutări pe calea asta. Deci tot are darul ăsta de a croșeta și anume este fascinată de prosoape și horboțica. Și acum revenit, am decis că de să facem chestia asta. Și nu doar pentru mine, dar și pentru acele doamne care undeva seara, sau undeva dimineața când le apucă timpul, vor să-și petreacă timpul în lumea creației și vor să creeze ceva unic. Și nu merge vorba de o afacere, nu știu, că n-am pus niciodată preț pe materialism, niciodată. Deci vreau doar să fac o colecție de rochii, să o duc să o vadă lumea și dacă o fi posibil să o aduc înapoi, dacă nu să rămână acolo unde unde o să fie primită și exact și cu celelalte colecții pe care, la propunerea doamnelor, care una este specialist în arta croșetatului prosoape, alta este specialist în arta croșetatului jucării, avem doamne care nu doar în arta croșetatului, dar în arta brodatului cu biser sau brodatului pur și simplu pe pânză, canvas sau domnișoarele tinere, care acum, mă rog, o artă mai, mai, nouă, mai recentă în Art Diamond, sau de ce nu, aceiași meșteri populari în arta lemnului. Și absolut pe toți i-aș aduna așa frumos la un loc și să ne ducem să facem expoziție în lumea largă, să ne cunoască toată lumea acolo. Să-și îndeplinească fiecare visul, probabil din copilărie, sau a apărut așa într-un moment. Pentru că noi suntem niște persoane cu dare, daruri unice de la Dumnezeu. Și am citit eu undeva că Dumnezeu se supără atunci când nu îți pui în evidență acest dar și nu, nu, nu l duci până la capă, nu, nu l folosești, pur și simplu. Un vis transformat într-o activitate, ulterior să devină afacere care... Pentru că trebuie să vorbim și despre lucruri foarte practice care să-ți aducă și venit. Deci se poate. Eu zic că se poate și așa, da? De ce nu? Doar că iarăși vedeți fiecare cu simțul său. De exemplu, eu nu aș vinde lucrările fiului meu făcute în lemn pentru nimic în lume. Și nu că eu, dar nici el le-a expus acolo jos. Și mi-a zis, mami, mi le aduce înapoi. S-au amesit la expoziții cu un guleraș, croșetat mamei mele, la Nistrul la Mărgioară a fost recent acel festival, și o fetiță s-a apropiat și m-a întrebat, dacă cât costă? Și am zis, dacă cât oare ai da? Și ea așa s-a uitat și eu zic, cât poate atâta de cu toate zic că, deci vă spun sincer, 50 de lei a achitat cluierașul ăia la mama fetiței, dar el costă mult mai mult pentru că noi lucrăm cu niște materiale scumpe aduse din Italia, din Franța, din România. Și deci atât a simțit fata aceea, doar a pus mâna și a simțit chestia ei și eu am zis nu, trebuie să se ducă acolo. Și mama m-a ocărât. Mi-a zis, mi-ai vândut gulerașul, zic, mamă, las că-ți fac altul, dar fetița aceea avea nevoie de el. Câți ani ai stat uh, departe și uh, ce ai făcut mai exact acolo? Deci, vor, dacă vorbim de un, ultimii cinci ani, deci m-am pensionat, Ecaterina. Știi, la amei 40 plus, am zis că ies la pensie, să trăiesc viața. În 2017 m-am supărat pe. Uh, a fost un motiv politic, vreau de să încep. Deci m-am supărat pe domnul președinte de atunci că a câștigat abuziv și fals alegerile și am zis că eu nu am ce să fac în țara asta până când nu-și termină dumnealui mandatul. Și mi-am luat copii, soțul meu era revenit din 2014 în Irlanda, mi-am luat copii are mele, stânga și dreapta și m-am dus acolo. I-am înregistrat la școală și eu, încet ișor, încet ișor, am zis că o să mă pregătesc de colecția mea, de visul meu. Am avut marea onoare să cunosc un domn, președinte Asociației Româno-Irlandeze din Limerick, Comitatul Limerick, și eu locuiam în comuna Newcastle West, deci este vreo 230 km de la capitală, Dumnealui președinte în acea asociație se ocupau cu niște excursii și deci mi s-a propus să fac parte din acea asociație. A văzut ceva dumnealui în mine. Și am zis că trebuie să vă citesc regulamentul intern, să văd dacă mă bag eu în o asociație de genul dumneavoastră sau nu. Și pentru că eu am întrebat și au făcut regulament intern. Și l-am citit și am acceptat. Și atât datorită lui am început să mă ocup cu voluntariatul și pe lângă, pentru că acolo vicepreședinte este o doamnă de la Merenia noi, doamna Ina Oglindă, dintr-o sac cu mine. Am avut aceeași dirigintă, de clase primare. Deci ne-am implicat foarte mult să ajutăm cum am putut doamna ambasador, doamna Larisa Miculeț și să organizăm primul proiect, probabil, care dacă pot eu așa să-l numesc, a fost organizarea unui birou electoral în Limeric. Exact, era perioada 2019, așa, alegeri și locale și prezidențiale și cam așa a început voluntariatul în sfera asta. Și acum că ai revenit acasă, înțeleg că ți-a trecut supărarea. Desigur! Am <laughs> ales un președinte, i-am scris și o odă, a, nu știu dacă da. dacă vrem să Nu, astăzi nu, 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 că asta da. e dumnea ei. Dar noi, cei din diaspora, pe cum cunoașteți, noi alegem omul. Noi nu alegem partide. Dar am văzut în doamna președinte suflet pereche mie. Și am revenit acasă pentru că am zis că gata, avem un om cu cine lucra, avem ce face aici să venim să punem umărul. Copiii mi-au venit la Iași, România, ambii. Fata a terminat liceul acolo și n-a -a dorit să continue pe insula de Smarald acolo, deci studiile. A venit și s-a stabilit la Iași. Și băiatul s-a transferat și el din luna lui ianuarie anul ăsta, elev în clasa a noua la liceul Dmitri Cantemir, din Iași. Și acum este elev în clasa 10 și eu zic, dacă copiii mei sunt mai aproape de Moldova, ia mă duc și eu acasă. Și acum ai tot timpul din lume și toate condițiile să-ți realizezi visul, ești la tine acasă, alături de oamenii tăi și te simți ca în sânul lui Dumnezeu aici. Eu și noi toți împreună îți dorim mult succes într-un ceas bun în realizarea visului tău și noi cu siguranță vom urmări această colecție la Milano, Paris și New York. Vă mulțumesc! De să augur. Se dea Domnul să ne binecuvânteze mulțumesc, cu are idee. mult idee. Mulțumesc Are mult pentru că ai acceptat invitația, pentru că asta a fost cumva ad hoc. Am anunțat-o pe Irina cu 5 minute înainte de acest eveniment, că va urca în scenă. Mulțumesc pentru că nu m-ai refuzat. Vă mulțumesc pentru că v-ați deschis sufletele aici ați împărtășit experiențele uh, și poveștile de viață. Um, Mariana Mexurcan vrea un microfon și eu n-am cum să-i refuz. Că, da, poftim. Stai, stai un pic acolo, Caterina. Eu spuneam la început că undeva cei care au fost invitați nu au fost pregătiți, ce să spună, nici măcar întrebările. Am cerut să fii cooperanți, să aibă curaj să urce pe scenă. Dacă mai rămâi un pic, Ecaterina, am fost așa o idee, vorbeam cu Nadejda și cu Vadim acolo în spate. Are cineva curajul acum, așa e exprompt, să urce în Casa Mare? că spuneam, fiecare are o poveste. Uite, s-a ridicat o mânuță. O singură persoană. Uite, ca să vedeți că lucrurile ăsta funcționează, nu e nevoie câteodată de un microfon sau televiziune, e nevoie doar de un pic de curaj. Urcați! Aplaudați, vă rog! Încă o persoană, da. La mine în casa mare urcă. Bună ziua, mă numesc Raisa Șpac. Vă rog să luați loc. Și vă mulțumesc pentru curaj. Mulțumesc. Suntem dintr-un sat împreună cu soțul, într-un sat mic în Raionul Călăraș. Și am făcut studii de pedagogie clasele primare, soțul a terminat studii în construcție și așa, cum, cu ani, ani mulți în urmă, ajunsesem în perioada din 2000, când nu știam în ce direcție aveam doi copii, era greu, ca învățătoare de clasele primare, la momentul dat primeam un salariu de... 60 60 de lei, care nu mi-a ajungea practic nici să un caiet sau caietul sau necesarul pentru a, a lucra, la care soțul, zicem, hai să ne încercăm norocul. Și am plecat în Lumea Mare, era anul 2000, am plecat în Irlanda unde nu știam nici limbă, nici ce o să fie sau cum o să fie. Dar noi totdeauna aveam o deviză care ziceam dacă îți cresc mâinile de unde trebuie, o să reușim. Am început de la zero, de la nimic. Cum am spus, nu știam nici limbă, nu știam... Ce o să întâmple, am lăsat acasă doi copii mici, de câte ori mi-aduc aminte despre asta, fără ca să vreau, mă bufnesc lacrimile, pentru că am lăsat patru ani, doi copilași care mi-au crescut părinții împreună, adică doi părinții mei, părinții soțului, și noi am luat apucat lumea mare ca și ceilalți, dar având drăzenie și dorind să ajungem și să ne facem în viitor, ne pot să spun cu mâna pe inimă că am reușit. A fost foarte greu, de multe ori dor de casă, de copii. Aveam așa o stare când împărea că dacă mi-ar spune cineva, uite, asta e drumul. Merg și poate dacă îmi trebuia o lună, două luni, eram gata să merg zi și noapte ca să ajung acasă la copiii mei. Dar știind că nu ne așteaptă nimic bun la acel moment acasă, tot speram și mă rugam la Dumnezeu să ne ajute și să trecem peste toate. Așa a vrut Dumnezeu că ne-a dat o fetiță. Și cred că asta ne-a dat un imbold și ne-a pus, ne-a dat un chic, cum se zice. Eu așa aveam o vorbă, totdeauna când mi-era greu, îmi dădeam eu singur un șut. Ziceam, hai, că e timp, trebuie să ne mișcăm, trebuie să mergem mai departe. Și așa am ajuns să învățăm limba, să avem profesii, pentru că am început de la zero. Când am început... Am Ce început. faceați mai exact? Eram cleaner. Am în curățenie într-o companie, acolo, fiind nu vreau să mă laud, dar așa eram eu mai vroiam să puteam să lucrez și zi și noapte, pentru că știam că am pentru cine. Așa am ajuns să lucrez într-o familie de irlandezi care aveau trei copii. Și ei au fost cei care ne-au dat un imbold și ne-au ajutat. Erau ca părinții noștri acolo. Totdeauna ne suportau, totdeauna ne ajutau. Lucrând la ei, practic am început de la a învăța cuvintele de bază, mi le scriam într-un caiet și știam. Azi am învățat trei cuvinte, trei cuvinte, trei cuvinte, ca după o perioadă de timp deja știam engleză la perfecție. Îmi plăcea foarte mult să citesc și așa am învățat să știu și engleza, nu doar vorbită, dar și scrisă. Ca respectiv după asta, la fel, ei m-au îndemnat, au zis, tu nu poți să stai cleaner toată viața. Să... Mișcă-te, caută-ți altceva. Apoi am fost ospătar, având studii pedagogice, am lucrat apoi la o grădiniță privată patru ani de zile și respectiv încet încet fiind o persoană foarte comunicativă am ajuns și am lucrat 10-12 ani într-o companie mai întâi ceea ce ținea de restaurante, baruri începând de la ospătar și apoi am ajuns să fiu area manager care Răspundeam deja de 200 de angajați, și respectiv 5 restaurant și un bar. Asta a fost până la pandemie. Nenorocul sau norocul a făcut ca să se înceapă pandemia, și respectiv, lucrând în sfera unde s-au închis restaurante, baruri și așa se că rămâneam fără un job. Frații mei, am doi frați, eu sunt cea mai mare, au deschis o rețea de magazine, care așa se numesc Moldova, magazine cu produse alimentare. Acolo? Acolo. Au 21 de magazine și ei de mult spuneau, hai vină să lucrăm împreună. Și eu totdeauna spuneam, Haideți fiecare să ne căutăm de treaba noastră și când ne întâlnim la masă să fim ca și cum să nu avem prea multe tangenți, ca să avem ce discuta. Când s-a început pandemia, fratele zice, acum vrei să lucri cu noi? Și zic, haideți să încercăm. Ultimii ani am lucrat practic angajații la noi în magazine. Sunt 99% sunt moldoveni. Ne-am axat pe moldoveni pentru că știm cât de greu este atunci când ajungi acolo departe, ești departe de casă, nu știi limbă, nu ai acte, nu are cine să-ți suporte și să-ți dea un sfat. Și așa am ajuns vrând nevrând, să lucrez la angajarea, la dezvoltarea acelor, acelor, care veneau la noi în companie. Dacă cineva cu un anul urmă îmi spunea că, uite, o să plece în Moldova, puneam mâna pe inimă și spuneam, nu e adevărat. Eu îmi vedeam viitorul și mă simțeam acasă, acolo. Cu toate că, totdeauna când veneam acasă, era bine aici și mă simțeam și aici, acasă. Așa a fost ca anul trecut. Noroc, nenoroc, soțului să-i spropui o funcție aici, la noi acasă, la Moldova. Putem spune despre ce funcție vorba? A, este parlamentar atunci când i s-a propus să, să vină acasă, ne-am așezat toți grămadă și am discutat, el fiind mai cu sufletul, mai, el totdeauna s-a implicat în proiecte ceea ce ține de organizarea alegerilor. Este, era un activist Dedicat cu suflet și trup uh, uh, acasă, el mai mult se vedea acasă decât uh, decât eu. Uh, a zis, uite, mi s-a propus ce facem. Uh, știind cât de tare este atașat de casă, de, cât de tare ține la și ar vrea o schimbare frumoasă ca să trăim într-o țară frumoasă, prosper uh, fără corupție și multe, multe altele. Am zis, haideți să încercăm. Știam că ne așteaptă un drum foarte, foarte greu. Timp de 30 de ani, de când suntem căsătoriți, noi niciodată nu ne-am despărțit. Și totdeauna aveam diviza asta, unii merge el, acolo merg și eu. A venit el primul, eu am mai încercat să pun lucrurile la locul lor, avem copii mari care deja sunt care la casele lor, cu studii terminate. Avem și o nepoțică, ne dat anul trecut, Dumnezeu o trăias. nepoțică. Și undeva în suflet asta era cea mai mare problemă. Mă gândeam, vin aici, nu o să-mi văd copiii și cel mai mult nepoțica. Nepoțica pentru mine este soarele și sufletul. Dar atunci când simt necesitatea, plec acolo, îi vizitez, mă întorc înapoi. Deja nu mai am o casă, am două case în care mă împart. O leacă acolo, o leacă aici. Cam asta e. Îmi iubesc țara și vreau să le spun la toți cei care stau la dubii și nu știu în care parte să o iei. Duceți-vă acolo unde vă spune sufletul să fiți pentru că viața este prea scurtă, una la mână. Cât de mulți bani ne-ar dorit, pe toți noi strângem. Doi la mână. Și trei la mână, fiți fericit atunci când puteți, pentru că dacă lăsăm pe mâini, mâini poate să nu mai fie. Succes, sănătate și toate cele bune la toți. Vă mulțumesc tare mult! Vă mulțumesc că ați ales să urcați aici lângă mine! Mulțumesc tare mult! Trebuie să fac o mărturisire și să recunosc că ieri, atunci când am început cu imnul Republicii Moldova, cu totul corpul diplomatic în sală, cu președintele și domnii miniștri, n-am avut atâtea emoții cât am astăzi. Pentru că astăzi este despre dumneavoastră, despre suflet, alegeri, atâta emoție și noi înțelegem bine că nu încape o viață în 20 de minute și că trăiri, suferințe, dureri au fost multe. Mulțumim pentru că v-am aflat poveștile și nu vreau să închei lacrimogen. Vreau să o invit aici pe Mariana Mecțurcan. Noi avem o tradiție, știți bine, la moldoveni nu se pleacă cu mâna goală. Um, și Mariana vă spune despre ce este vorba. Urmează ceva interactiv, dinamic și vesel? Mersi mult! Um, da, sunt trei jocuri de societate care au fost create într-o campanie socială Iolec Moldova, dar jocul de societate, dacă știți ce înseamnă jocuri de societate, la nivel eu, internațional, un joc trivia, adică cu multe întrebări despre diferite țări, despre toate, se numește Where is Moldova? Unde este Moldova? Nimeni n-are idei despre Moldova, de asta probabil și-a fost denumirea acestui joc. Noi am răspuns la întrebare... Aici e Moldova. Jocul de societate se numește Aici e Moldova și conține sute și sute de întrebări pe geografie, istorie, personalități, vă pune să cunoașteți diferite fraze, obiceiuri, tradiții. Deci e prima dată când s-a creat un astfel de joc. Sunt una din coautoarele acestui joc sau când l-am creat într-o campanie și în spatele acestei campanii stă o mulțime de oameni. S-a născut din dorința că Uite, mai mergi prin țări, mai vezi la alții, dar, dar noi ce avem? Iată, avem gata să scoatem un joc? Când, am, când îl cream și aveam prezentările astea PowerPoint și mergeam în diferite raioane, profesorii de geografie, istorie, limba română se apropiau din noi și spuneau dar lăsați-ne și nouă, pentru că este un mecanism de a învăța despre țara ta mai ușor decât să deschizi toate cărțile. Și o să vă convingeți imediat, numai că -am, am ales doar trei întrebări așa mai haioase. Sau lucram într-un proiect cu copii din familii vulnerabile. Știți, momentul ăsta, când te duci stereotipul, dacă sunt din familii vulnerabile, înseamnă că nu știu multe. Am jucat cu ei trei ore la rând și un să se de la maș, spune, huh, și spune, uf, și sunt duri, m-au apucat. Mai multe am învățat în trei ore despre Moldova decât toate lecțiile la școală. Nu diminuăm lecțiile la școală, dar este un mecanism ușor, interactiv, care undeva, pe lângă faptul că îți dai cunoștințe, mai pleci cu gândul, măi, dar țara asta are cu cine și cu ce se mândri. Eu am să rog pe colegul Vadim, fiindcă jocurile sunt acolo în spate, să le aducă și Cornel a fost atât de minunat că deja le-a pus ușor să le vedeți pe ecran, ca să fie ușor de savurat. Ca la final, sigur că o să fie și o cină din cheiere și un concert din cheiere, știți ca la moldoveni, încheiem cu un cadou să pleci cineva, să vedem cine, și respectiv întrebările, nu știu de ce, așa le-am selectat eu, să nu vă doar tare creierașul, dar să legați mai mult din zona de mâncare. Și o să vedeți imediat. Sau, e ultima întrebare, de fapt, dar o să vedeți. Cornel. Prima întrebare. Dar ridic mâna prima persoană care ridic și răspunde corect, acela. Conform unui studiu realizat în 2014, 81% dintre conaționalii -con noștri încep toamna pregătind acest lucru pentru iarnă. Ingredientele sunt deseori puse la ochi, de aceea unele se termină mai devreme, iar altele se termină sau țin până în primăvară. Despre ce este vorba? Cine... Da, Vadim, nu te, nu pentru te că eu stau cu capul la ecran și nu văd cine a ridicat mâna primul. Spune stare. Murăturile. Exact. Avem și noi o murătură care nu are nevoie de atâta rețetă. Dar mi-a plăcut că este și un studiu care arată asta, și am să vă rog să savurați împreună cu nepoțeii și um, să cunoașteți mai mult din Moldova prin acest joc. Dacă veniți în față, Vadim vă ajută să-l aplauze pentru prima câștigătoare. Așa, felicitări! Hai să vedem întrebarea a doua. Ursul este animal des întâlnit în cultura moldovenească, de sărbătoarea anului nou, umblat-o cu ursul, proverb, când latră ursul merge. Dar care urs la noi este galben? Urs de mămălig. <laughs> Vrei să iei Tatiana? Vino în față atunci. Aplauzi pentru Tatiana. Cine nu a mâncat? Cine nu a savurat ursulețul acela de mămăligă cu bucățică de brânzic pe centru? Eu cred că fiecare copil a învățat să mănânce așa. Acest oh. să Eu nu știu, voi spuneți. A fost o întrebare foarte bună. Foarte bun. Să jucați ca să... Cine l-a jucat? În familie, să... și nu doar în familie. Și în diaspora... Mersi mult, Tatiana. Aplauzi și pentru Tatiana pentru un gest atât de frumos. Țara mică, Țara mică, inimă mare. Sloganul... Cred că asta așa a fost. Țară mică, inimă mare. Și ultima, ultima întrebare. Ce întreprindere de stat vinde începând cu anul 2014? Pește prăjit cu mușdei la un leu, ciorbă de fasole cu cimbru la un leu și 20 de bani și zeamă de găină cu pătrunjel la 7 lei. Președinția nu există. Nu? Poșta Moldovei. Timbre. Timbrele, timbrele noastre care călătoresc peste tot. Și mâncarea asta ne duce faima mai departe. Sunt oameni care colectează aceste timbre din diferite țări și ele spun foarte mult. Veniți în față, aplauze pentru o întrebare atât de creativă și un răspuns. Eu vă rog să deschideți, vă rog să-l mirosiți, vă rog să-l utilizați, că e un joc foarte bun. Eu vă mulțumesc pentru faptul că ați jucat. Dacă mai sunt alte evenimente, mai venim cu jocurile astea, dar cred că ele sunt pentru a ne. Ne dezvolta în acest sens. Mulțumim. Da. Poate anunțăm o pauză de cafea să ne mai distingem puțin după toate aceste istorii frumoase pe care le-am auzit, după care. Pauză tehnică. Pauză. După care, în șapte minute, zice Mariana, ne întoarcem înapoi. Mulțumim.